Centrul de cardiologie performant la Spitalul Teodor Burghele din Capitală. În cadrul acestuia sunt diagnosticate rapid și tratate în ambulatoriu bolile cardiovasculare prin metode de ultimă generație. Valoarea investiției a fost de 150.000 de euro cu finanțare exclusivă din fonduri private și sponsorizări. În crearea acestui centru am avut mare grijă la aspect, la cromatică, la ambianța în care se desfășoară serviciile medicale, cu gândul ca acest centru să ofere siguranță, încredere, liniște pacienților care calcă pragul. Noul centru ambulatoriu de cardiologie dispune de cabinete medicale moderne dotate cu echipamente de ultimă generație. În câteva luni am reușit să deschidem un centru de cardiologie dedicat pacienților asigurați, un centru de sănătate public în cadrul Spitalului Teodor Burghele. În condițiile în care sistemul medical de stat este subfinanțat, spitalul a obținut banii pentru renovarea și modernizarea clădirii din donații venite din partea unor companii private și oameni de afaceri turci. În total au fost investiți 150.000 de euro. Un proiect care încununează eforturile noastre nu doar ca medici, ci și ca oameni, pentru că se adresează obiectului muncii noastre și anume pacientul. Pacienții cu afecțiuni cardiovasculare se pot trata aici gratuit cu trimitere de la medicul de familie. Toate investigațiile pot fi făcute într-o singură zi, fiind scurtat astfel timpul de așteptare pentru bolnavi. Ca medic al spitalului vom beneficia noi urologii de consulturi interdisciplinare mult mai bune. Este un sistem foarte bun de programare, de evaluare și de prezentarea rezultatelor, inclusiv ecografie cardiacă. Faptul că avem o echipă foarte bună, faptul că avem o aparatură de vârf, ne face să credem că vom avea mulți bolnavi pe care putem să-i urmărim, să-i diagnosticăm. Avem toate premisele ca acest centru să fie un centru de excelență. Conducerea unității medicale se așteaptă ca numărul pacienților care vor fi tratați în noul centru de cardiologie să depășească 10.000 pe an.